4 milioane de cetățeni din București și din Ilfov riscă să rămână fără transport public. Sindicaliștii de la STB îi atrag atenția primarului general Nicu Șordan că tăierea celor 300 de milioane de lei din bugetul transportului public local pune în pericol calitatea și continuitatea acestui serviciu. Totodată, sindicaliștii atrag atenția că tot mai mulți șoferi de autobuze, troleibuze și tramvaie ar putea să-și caute de muncă în altă parte după ce primarul general a suspendat creșterea salariilor. Stăm de vorbă pe acest subiect cu domnul Vasile Petrariu, liderul Sindicatului Transportatorilor din București. Bună ziua! Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Punctual, ce i-a cerut primarului Capitalei și vă rog dacă puteți să-mi spuneți dacă autoritățile au oferit un răspuns până la această oră. Da, noi tot ceea ce am publicat prin acest mesaj până la urmă disperat în sensul că primarul general a primit din partea noastră o adresă prin care noi i-am comunicat că dorim să discutăm toate aceste probleme pe care noi le-am făcut publice în momentul de față, a refuzat în mod categoric această întâlnire. Salariații, printr-un protest inedit acum 3 zile, au făcut o plimbare pe Bulevardul Elisabeta în speranța că primarul general îi va observa. Au fost peste 1800 de salariați în stradă și văd că primarul general nu dă niciun semn în ceea ce privește dialogul. Într-adevăr, problema cea mai delicată și cea mai gravă, putem să spunem lucrul ăsta, care îngrijorează salariații Societății de Transport București, STB-SA, este această subfinanțare planificată, pentru că încă din proiectul bugetului la nivelul primăriei București au tăiat peste 200 de milioane de lei, iar într-o noapte au mai tăiat încă 100 de milioane de lei. Ce repercursiuni va avea acest lucru dacă pentru angajații STB, dar și pentru noi, cetățenii din București și Ilfov? Deci, în primul rând, cetățenii vor fi cei care vor avea consecințe, să spunem, pentru că practic reducerea parcului de vehicul, pentru că această subfinanțare are ca efect reducerea parcului. Deci deja din luna ianuarie până în momentul de față s-au redus peste 200 de vehicule. Asta înseamnă pentru cetățeni un interval de succedare mai mare. Asta înseamnă în perioada asta de pandemie o aglomerație mai mare care și coroborat și cu canicula care există în momentul de față, că înseamnă un mare disconfort pentru cetățeni, dar totodată această subfinanțare atrage după sine și o lipsă acută de piese și subansamble, pentru că e foarte important lucrul ăsta pentru menținerea în circulație în deplină siguranță a acestor vehicule. Aici vorbim și de confortul cetățenilor, ne referim și la curățenie. Veți mai organiza acțiuni de protest? Ce puteți să ne spuneți? Sau veți da în judecată primăria? V-ați gândit la alte măsuri? Noi vom respecta pașii legali în ceea ce ne privește din punct de vedere sindical, dar ceea ce nu este în regulă că primarul general a dat dispoziție conducerii executive să conteste cele două acte adiționale la contractul colectiv de muncă încheiat anul trecut de către Sindicatul Transportatorilor din București și conducerea executivă la acel moment. Luni avem termen pentru că se dorește suspendarea aplicabilității acestor acte adiționale pentru ordonanță prezidențială. Deci noi nu putem să garantăm că salariații nu vor avea alte reacții pe care noi în momentul de față nu putem să le prevedem.